Municipiul Zălău se pregătește de nouul sezon competițional. Miercuri 3 iunie, echipa de handbal sălăjană se va reuni urmând ca zilele următoare să plece într-un cantonament la munte. Echipa se va întoarce din cantonament marți 30 iulie, iar după aceea va disputa 14 meciuri amicale la turnee din România și Ungaria. La aceste turnee, echipa zăloană va întâlni adversari dificili atât din Liga Națională Română cât și din Liga Națională Maghiară. Rămâne să vedem cum încheiem practic perioada pregătitoare care este intensă înainte de competiție, deci până în jur de 30, 30, iulie suntem în pregătire, așa cum spuneam, centralizată și la Zalău, urmând ca din 30 iulie încolo să ne axăm pe partea specifică, respectiv jocuri de pregătire, în care avem un program de 14 jocuri, turnee de pregătire în, în, țară, în România și prin Ungaria. Zalăul se va axa și în acest an pe promovarea jucătoarelor tinere, astfel că anul acesta au fost promovate de la echipa de junioare două jucătoare, Prodan, Mădălina și Buruian Bianca. În această toamnă, gruparea zălăoană va disputa 10 meciuri oficiale Liga Națională, dar și meciuri în cupele europene.